Salutare, dragi prieteni, bun găsit la un nou video din viața de navigator. De data asta mi-am dat jos combinezonul de muncă și mi-am pus costumul de pescuit pentru că sunt la o partidă de pescuit în delta Dunării. Astăzi vreau să vă filmez de aici, o zi din viața de navigator la pescuit. Marea surpriză, prieteni, este că sunt alături de un șef mecanic, mentorul meu, prietenul meu, cel care m-a îndrumat în viață și anume tatăl meu, prieteni. Sunt împreună cu tatăl meu la pescuit. Chiar aici are lansetele, el acum este ocupat pentru a lansa o altă lansetă la care chiar a scos un pește și o să vedeți întreaga partidă alături de el. Ia să surprindem. Domn șef mecanic, care-i treaba? Domnule, sperăm că până seară să facem treabă. Așa. A început să mai ciupească, dar am cam slab dacă nu vine la... Ce? Ai problemă cu vinciul de la nylon, da, de acolo? Da, cu vinciul de la pupa. Nu, n-ai gresat vinciul și de asta, da, cred că... Puțină vaselină și rezolvăm problema. Păi n-avem vaselină la navă. Da, prieteni, vă lăsăm pentru intro-ul viața de navigator. Așadar, o partidă de pescuit între doi șefi mecanici. Tatăl meu este și el fost șef mecanic. În acest moment este la pensie, dar o să-l cunoașteți mult mai bine în acest video din viața de navigator. Prieteni, suntem la pescuit în delta Dunării, în localitatea Sulina. Aceasta este Dunărea, brațul Sulina, cea pe care urcă vapoarele și coboară din România. Suntem de azi dimineață la ora 5, am ajuns aici pe locație. Este un loc unde am mai fost de foarte multe ori la pescuit cu tatăl meu. Am partit deși peste noapte aici, am prins pești foarte mari, crap în special. Suntem la pescuit pentru crap, vizăm crapul. Am reușit și eu să scap de acasă după câteva zile pentru o partidă de dimineață și până seara de pescuit. O să merg cu tatăl meu și o să stăm și peste noapte, peste câteva zile, pentru că doar ce am venit acasă și trebuie să-mi dedic mai mult timp familiei, după care voi și pleca în partide mai lungi de pescuit, dar acum am venit să mă relaxez după un voiaj de 2 luni și o săptămână la navă destul de stresant. Am venit să mă relaxez aici la pescuit cu o bere, cu liniște, da? Și o atmosferă absolut plăcută. Dimineața au fost niște peisaje de vis pe care o să le vedeți imediat, pentru că acest video practic am început să filmez de dimineață, de când am plecat de acasă, și până seara, până vom pleca acasă, va fi un video, sper eu, plăcut alături de tatăl meu. Shakes when the bombs scream until our last breath every heartbeat. We'll be right back.
Da, vezi că e agățat. Ia, ușor, nu trage tare. Gata, ușor. Așa. Ia. Ai ceva? Ia. Ușor. Ușor. Stai. Ușor, nu forța. Ăla e. Dar el de asta, el e micuț, nu trăgea tare, știi? Stai că vine apa și mă udă. Ha? Prima captură. Aha. Uite ce frumos. Uite, dar nici la asta nu mai aveai mămăligă. Nici asta, da? Aha. Opa. Stai, mă, frumosule. Ai micuț. Oricum îți depășește de... O să vedem acum, ia. Ia uite ce frumos la... Stai, la cuișă. Dar ce cărligă aici? Ăsta-i de... Ai bun cărligă, eu ce din astea am cumpărat. Din așa? Astea, da. Foarte dacă vrei, dau și ce să ai. Da, bravo. Hai, pune-i mămăligă. Da, să te pup. Hai, pup-l. O poză. Îmi dai și mie să-l pup? Da, o poză. La... La care ți-a tras, mă? Străgea la una în continuu. Lasă-mă. Păi și aici, ai ceva? Ha? Stai, mă, că ai pește, mă. Stai, lasă-l să plece dacă el vrea să plece. Mă, îți rupe firul, mă, ce nu înțelegi? Lasă-l ușor. Ăla este Barosanu. Bravo. Tu nu te pricepi cu senzorii ăștia, tu nu auzi, eu aud de acolo, tu nu auzi de aici. Bă, dar tine, unde dai să aud dacă eu am bastea? Dă-i fir acum, gata. Auzi ce frumos asta. Asta e la 2 kg. Așa. 2 kg. 2 kg asta, iau-te. Avem cântar. Bă, dar și ăsta e bătut, fii atent, vezi? Aha. Cum l-am prins noi ultima dată pe ăla mare. Începe treaba, mă, acum, păi, gata. Eu nu ți-am zis. Dar văd că numai la tine a început treaba, la mine. La mine. Îi place mămăliga asta ta, lipicioasă. Păi, dar... Da, dar eu i-am pus mămăligă cu mucegai din aia, bă. Tu nu vezi? Da, tu ai cărligul bun. Și ăsta e cărligul bun, bravo. Ăsta e bun, da. Bravo.
Ia uite ce frumos. Hai, poză cu ăsta trebuie să faci, nu cu ăla micu. Ia. Da, să mă spăl. Ia. Ia, uite apă. Hai. Da. Așa. Ia și te-a. Lasă, hai. Să te mănânci. Ușor, așa, ia. Ia. Asta da poză, ia. Lasă-l mai jos puțin. Așa. Da, uite, ce... Deci, cum observăm, începem activitatea. Tu ai început, asta e al doilea, bravo. Ia uite, asta e mărișor, frumos, 2 kg, bravo. Uite, ai cântat acolo. Jumatea e a meu, că eu ți-am zis de senzor, da? Da. Îl mâncăm amândoi pe ăsta. Amândoi am mâncat. Ăsta cred că îl mănâncă doctorul. Așa? Îl dai la doctorul pe ăsta, da? Lasă că prindem unul mare pentru doctor. Ia cântau și cântăvește. Unde-i cântau? Unde aici? Unde este? Acolo, da. Acolo, vezi că e la fund. Ia, ca idee. Dar n-ai 2 kg. Ai în ce să-l pui? O sacoșe, ceva? N-ai. Nu, da. Hai așa că... Dar cum n-ai bă să-l... Ia. Hai să vedem. Așa, îl accidentăm, dar asta e oricum rămâne. Stai, nu, ține-l din nou. Așa, stai să pornească, gata, dă-i drum. 1.900, 1.870. 1.860. Da. Sper să se vadă, aproape 2 kg, ce să mai. Opa, bravo, ți-am zis eu cu 2 kg. Ha. Măi, tu faci acolo! Tu faci gălăgie! Hai că l-am! Dar eu am crezut că tu faci! Aici! Vino încoace! Hai că e un mușel ăsta. Ia? Uite, se bagă în piatră. A, e micuț. Gata. Ia, lasă la mine. Așa. Ușor. Eu am zis că tu de obicei, când... Acolo nu reușeam să schimb bateria. Com? La celălalt senzor. Auzi ce am vrut să spun. Ce... Baterii să găsesc din astea? Da, da. Asta e micuț. Să-mi aduci. Asta îl pup și dau drumul. Așa? Păi da, nu vezi că e mic? Da. Ia uite. Dai drum. Ia uite. Ce frumos. Bă, dar ce bătăios e. Ai prins, nu? Aha. Îți fac o poză? Cu ăsta micul? Nu. Eu l-aștept pe ăla de 10 kg. Ia, să le liberăm noi. Așa. Așa. Lingură. Așa. Uite, am tăiat porcul, am făcut jumec, aseară i-am făcut. Așa? Da. Poate bine, uite. Și asta cărnații tu iei umplut, nu? Da, eu iau aseară. Da. Așa. Hai. Uite, și un culiță. Tot de la porcul de aseară. Tot de acolo? Tot de la porc, da. Păi și la mine tot. Uite, am mai mi-a rămas o bucățică. Da, nouă ni s-a făcut foame, dar la crap, oare? I s-a făcut foame sau? Cui? La crap. Aaa. Tai și pasta, bă, tati. Tai eu și pasta. Așa. Aici ce? Apă? Am luat și o sticlă de apă. Nu, jumătate.
Astea mai tăiem roșii cu... Eu tai, bă, uite, mă, cu șunculeț, cu... Gatele. Și le-am adus ca să... Ce mai e, câte o bere? Așa. Da. Da, bă, aici și gata. Da, să avem poftă. Să avem. Ușor. Uite, ia și din astea și jumeri și în culiță din astea. Uite, ne-am pus și noi la masă și el. Acum, ăla-i? Lasă, lasă, tu mulinează de acolo ușor, în continuu. Nu. Nu mai? Asta-i? Bine, asta. Alarmă fază asta. Ce e asta, mă? Caras, ciortan, ce e? Ciortan. Ciortan, stai. Facem betar? Da? Nu din asta. E de bubo. Păi da, nici ce să mănânci? Nici oasele nu i s-au format dar încă. Nici n-am auzit, mă, când, când a țăcănit, mă. Hai. Pupă-l și... Și dă-i drumul la... Zi să trimit un mesaj, nu mă asta. Nu mă asta, nu stai și nu bunic cu să... Vrei să nu te duci tu cu el. Fă-i vânt acolo, ia. Hai, ia, știe să fugă. Caută și locul, uite-l, gata. Ia. La tine? Da. Ia uite, deja i-a zis lumea asta, gata. Care-i mă aia? Ia. A, uite asta. S-ar putea să am și eu unul din ăla agățat aici. Că și mai devreme se juca la asta. Da, e ceva. Hai, poate e un mogunaș din ăla agățat. Noi. Da, e. Un mogunaș, o plătică ceva. Bă, da, asta e mai mică ca asta. A fugit. A fugit. A venit să mi-o încurce și a plecat. A venit aia înapoi. No! Aceeași ciortănică a venit ea. Ciortănică! La fel ca aia care a fugit. Mamă, dar ce micuțe sunt! Hai frumos, o du-te! Și la fel ca asta am scăpat una mai devreme. Domn șef mecanic! Hai că ăsta e mare, domn șef mecanic! Da? Stai că... Cred că da. A agățat-o și pe asta altă. Auzi? Poți să mergi? Vezi ușor să nu cazi. Nu, 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 iau ăla, iau ăla cu tine, mergi pe dedesubt, nu, ei, iau ăla cu tine, da. Și ori, ori mergi pe dedesubt, ori pe deasupra, bă, bă, s-a...
Asta e mare, mă. Hai că ăsta e mare. Vine în piatră să nu taie. Hai că vine la tine direct. Haide, mă. Stai. Hai, ce faci? Gata. Hai, că era mai ușor la motoare decât la pește, așa? Domn șef mecanic. Da, dar la mămăligă. La mămăligă, la pământ. Cum? Hai că te-am egalat, domn șef mecanic. Da, e mai mare atunci. Nu, la fel, la 2 kg bucat. Dar ce culoare frumoasă. Ușor, vezi să nu cazi în apă. Că imediat strigom la apă. Dar ce părea mai mare, mă, dar e bătăios tare. Ușor să nu cazi să-l alunece. Ia să vedem și captura. Ia uite-o. Hai că e frumos ăsta, ia uite. Și ăsta e la vreo 2 kg. Bucat. Ah, ce frumos este ăsta, prieteni. Ia uitați-l. Pescuit la crab sălbatic, prieteni. Doi șefi mecanici la pescuit. La pescuit de crab sălbatic, ia? Hai. Asta oricum îl luăm acasă să facem proțap sau să-l dai la doctor, cum vrei. Așa că nu mai contează dacă îl accidentăm puțin. Ia? Bă, la fel. 1.77, mai mic a tău. A tău 1.86 avea. Nu, mă. Ba da, 1.86 avea tău. Și avea 1.77. Lasă că mai am, uite. Da. Mai am de tras până să te ajung. Bă, mai ai de... Auzi? Acum tu trebuie să faci poză. Băi, vezi că-ți trage, mă, acolo, mă. Vezi că-ți trage, eu aud clopoței tocmai din partea aia. La clopoței acolo. Uite, uite. Eu îi auzeam din partea aia, ce naibă. Probleme cu auzul de la, din sala motoarelor. Ușor, ușor. Hai? Da. Da. El pleca încolo, stai să iau. Ușor, ușor. Vezi că s-a dus în mal, așa? Lasă, ușor, ușor, nu te îmbăla. Stai, mă, că e mare, mă, stai, mă, așa. Ia stai. Uite-l, uite-l aici. Stai. Hai că e frumușel. Stai că s-a băgat în iarbă. Stai, nu mai trage. Stai. Adu-l aici. Ușor, lasă-l ușor. Ăla. Bravo. Bravo, domn șef mecanic, bate aici. Bravo. Ușor, ușor, pizda unul.
În aude, mă, dacă... Vinciu nu mai, trebuie gresat vinciu. O pun pe aia. O scot pe asta și o pun pe aia la altă. Așa? Păi, nu te numesc că scot. Da, scoate și... Păi nu, o pun, o lansez pe aia. Da. Bine, ha. Da, cum? Da, ce frumos. Bă, dar tu zici că-s frații ăștia. Ori mici, ori mari. Și ăsta e tot așa, la 2 kg. Bravo. Au, ce frumos l-a înțepat buza de sus. Asta e căligul mic. Bravo. Au, ce frumos. Hai că avem deja 100 de kg de crap. Ce frumos e pescuitul, prieteni, în natură. Să și prinzi pește unul după altul. Frumos. Viața de navigator la pescuit, prieteni. Ia uitați, prieteni, tot la gaz butan aici. Butan propan, ce cărăm noi cu vaporul. Era bune acum vreo 2-3 kg de gaz din tancurile noastre. De 20.000 de tone. Asta cafeluța făcută azi dimineață acasă de soția mea. Săraca s-a trezit după mine la 4 dimineața. Nebun mai mare ca mine nu există să vii din voiaj după 2 luni de zile și să pleci cu noaptea în cap, prieten, la 4 dimineața m-am trezit. Cafeaua am făcut-o și am plecat, l-am luat pe taică meu și l-am pescuit. Ce a prins ceva acolo? Nu cred. Da, frumos, natură, lume bună și pescuit, relaxare. Frumos, ce altceva o să-ți dorești? Uite-mă asta ce slabă e. Poate-i trage și... S-a auzit un senzor. Asta, din păcate, lanseta am rupt-o azi dimineață pe drum. Întuneric, n-am văzut. Și când am pus-o în mașină, s-a rupt vârful. Și asta e, n-am ce să fac. Pescuiesc cu ea așa, până o voi schimba. Vezi că s-a auzit un senzor. S-a auzit un senzor. Uite. Temperatură mare la apa de răcire aici ți-a dat. Așa? Alarmă. Da, da. Auzi, dar nu că am mai... N-ați ăsta, a sunat ăsta senzorul. Dar de mai multe ori. Da. Ce, vezi, când îți crește apa în santină... Da, da, eu... Îți dă alarmă. Auzi, mă gândesc să nu fie o brigioană mică acolo și să... Posibil ceva. N-ai văzut ce ciortani, ciortănici mici aici. Ce? Cred că se aude clopoțelul, ia asta. Da, 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 vezi că e în apă, vezi că e aplicat tare. Orice agățat, nu mai trage, mulinează direct. E agățată sau? Sau e pește mare, ia? Ușor, că vine. Dar că mai e una agățată, dar nu știu care. E agățată și asta. Ai pește? E agățată și asta. Stai, ușor. Stai că tu tragi și e agățat aia să nu se plece în apă. Trage-l încoace. Ușor, ușor. Ușor că-i pește, ușor că-i pește. Cum? Ușor că-i pește, zic. Este, că l-am simțit. Ia? Trage-l.
Păi, nu. Hai, ușor. Stai că le-ai agățat pe toate, la letale. Ce să fac dacă... Ușor că e mare. Ușor că ăsta e mare. Ți-a plecat peste toate. Ține-l așa, nu mai mulina, ține-l doar. Ține-l așa. Nu mai mulina, lasă-l, ține-l așa. Ține-l, lasă. Da, lasă. Ține-l. Lasă, nu mai mulina, țin, așa. Atâta îl țin. Ia, încearcă să-l aduci. Ia, stai. Ușor, stai. Stai că ți le-am încurcat pe toate. Tu dacă n-ai... Da. Băi, ce frumos e ăsta. Stai că pe toate ți le-am încurcat. Hai să-ți dau drumul asta. Mamă, ia să vedem, mă, captura. Ia? Vai, ce frumos e. Mamă, ți-ai bătut recordul, gata, ce să mai. Facem poze. Ți-ai bătut și tu recordul, fii atent. Adu cântarul. Stai să aduc sacul de cântările, da. Cântarul, tot. Ia? Unde-i cântarul? Nu cumva. Ce? Auzi? Nu, ți le-a agățat și pe astea. Și pe astea mi le-a agățat. Da. Hai să îl cântărim prima dată. Ia, să vedem cât are asta. După aia să scădem, ia. Cât? 250 de grame, are asta. Ia, bagă-l aici. Ușor. Așa. Nu, vreo 4 kg are gruba. Eu zic că are vreo 5. Ia să vedem. Ia. 6 kg. 200 fără la 6 kg. 6 kg. Bravo, domn șef mecanic, ai dat lovitura. 6 kg, bă, băiatule, bravo. Bravo, azi mi-ai dat lecții. Deocamdată mi-ai dat lecții. Stai că partida nu s-a terminat. Eu la sfârșit vin puternic din urmă. Ce faci? Dai drumul, nu? Hai să facem poze! După o zi întreagă de pescuit la crap sălbatic, a venit și ora când trebuia să-l prindem. N-are mult. Are vreo 6 kg.
M-am chinuit, este adevărat, m-am chinuit, dar al meu a fost. Ia uitați, prieteni, ce înseamnă sălbăticie, da? Deci aici suntem noi la pescuit și pe lângă noi au trecut caii sălbatici de aici, din delta Dunării. Da? Mai sunt și pe acolo. Așa. Ia uitați ce... Se duc, ei vor să meargă să bea apă, prieteni, să se adape. Dar probabil undeva mai încolo. Ei de obicei veneau aici, da? Se și vede bălegar de la ei. Și pe acolo și pe aici, mai mult. Și probabil aici aveau cărarea, pe unde veneau ei să bea apă. Dar s-au dus acum mai încolo, pentru că eram noi aici, la pescuit. Gata, hai, să facem întreținerea vinciului, sau cum îi zici la asta? Că mulinete îi zice la pescuit, dar la motoare cum îi zice? Dar nu prinde, vezi? De aia cred eu. Pune niște teflon, ceva. Ia. Cine a apăsat? Gata, hai. O, nu. Gata, uite că a prins, hai. Hai, fi strâns, da? Ai văzut ce ajutor de șef mecanic bun sunt? Da, cum? La experiența mea? Să-i mai faci întreținerea la iarnă. Oi, fac. Gata. Gata, că-i strici filetul, ia? Ia uite ce joc are ăsta, ce-i cu jocul ăsta? Mai strânge de aici. Mai trebuie strânsă. Nu, gata, e bine așa. E bine, nu. Asta? A, să-l pui așa. Gata. Gata, s-a făcut. Dacă nu, faci comandă de piese de schimb și facem întreținere aici. Da, dar trebuie să... Trebuie să-mi aducă din import. Păi, mai știu din import. Gata, uite. Hai că nu degeaba suntem șef mecanici, facem și reparăm și mulinete. Păi da. Ia că-ți pleacă, vezi că e mare, ușor că e mare. Ușor ți-am zis. Ușor. Mamă, ce-i plecat lanțeta în apă. Lasă-l ușor așa. Hai că face și ăsta valuri acum, de ce ne udă. Iar plecat cu lanțeta în apă. Ia uite, mă, mic și năgăvaș. Nu mai e în larg. Lasă-l ușor. Ăla. Ia, ce micuț și ce urât face. A plecat cu lanseta. Dacă nu-l vedeam. Dar ce am văzut eu cum pleca lanseta? Eu n-am auzit, eu am văzut cum pleca. Ia uite, i-au sărit și astea pe jos, pe aici. Mâncarea. Lasă, mâncarea. Să vină acum șacalii să mănânce. Lasă că le strângem și le aruncăm după aia. Lasă, îl aduam ca o pungă, de aici adunăm toate astea. Da. Auzi, păi uite. În sacoșa asta. Păi, în același loc, păi. Da. Poziția, adică, cum am mâncat, știi? Da. Goale? Da, păi eu da, m-am pus aici ca să le... Alții au fost aici? Da, și-a lăsat. Lăsat așa. Nu, astea ale noastre. Ale nu, la stipa aia? Da. De la alții. Păi, vreau să iei, să apune, vreau să fii... Dar e greu e las. Cum? Dar e greu e las să le bage într-o sacoșă și să le ducă la gunoi. Da, la noi rămână... Când vin cu boxurile pline, nu e greu, știi? Da, ia și sticle. La plecare e normal că iau și pe asta. La plecare e greu să ia și să strâng. Asta e. Asta mai ai aici, mai bei? Mai am, acolo. Asta. Nu știu dacă mai ești. Asta.
S-a încălzit. Ia, prieteni, momentul adevărului, să vedem câte kilograme de crap avem aici. Zero, ia să sper să se vadă bine, da? Să nu zică lumea, domnule, că mințim. S-a jocul ăsta cât să aibă? Jumătate de kil? Jumătate de kil, să zicem. Ia să vedem, hai să-mi atingă. 17 kg. 16 kg jumate. Minus jumătate de kil, 16 kg de crap. 16 kg în câteva ore. Ia? Hai să vedem, sper să film. Ce? Și încă mai trage. Încă mai trage, stai să... Sper să se vadă, nu știu. 16 kg 900. 16 kg și ceva. Sper că s-a văzut pe cameră, dacă nu, asta este, credeți-ne. Da. 16 kg de crap. De aici, din delta Dunării. Numai la măsură, că ce era sub măsură... Da, alea... Am dat drumul, n-ai ce să... Nu, am zis. Îl da. Îi dăm drumul, noi nu suntem profesioniști. Suntem amatori și... La anul corect. Poate vom deveni profesioniști. Oprim și noi 1-2 de mâncare. Da. De dus la doctor. Da. Nu? Și restul, sănătate și ne vedem data viitoare la cărlig aici, la lansetă. Așa. Ia uite, încă sare pește. Încă este pește. Bravo! Hai, azi mi-ai dat lecții, gata, ce să mai... Ai prins crab de 6 kg. La mine cel mai mare de 2. Jumate. 2, cam așa, 2 cred că a fost. Tu ai prins cei mai mari, și de 2 jumate, și de 6. Da, cam atât despre această partidă de pescuit. Pe ziua de azi. Pe ziua de azi, dar se mai aude undeva un senzor. Cred că din sala motoarelor ceva. Da, o alarmă de nivel crescut, de temperatură mare, ne-a venit. Așadar, mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă vă place ceea ce facem și pe canalul Viața de Navigator. Pentru că acest video va fi și pe canalul Viața de Navigator, dar va fi și pe canalul Pescuit la Crab Sălbatic, prieteni, ambele de pe YouTube, ambele ale mele, unul dedicat partidelor de pescuit, unul dedicat vieții de navigator. Mulțumesc pentru vizionare încă o dată, alături de taică-miu. Zi și tu ceva la băieți aici. Ce să vă spun, ce? poftiți pe canal Dunăre, Sulina, Brațul Sulina, pentru a prinde crab sălbatic. Așa, și pentru fanii Viața de Navigator, pentru navigatori, ce transmit? Pentru navigatori, cei care sunt pensionari, să mai stei încă vreo 10-15 ani să trăiască. Doamne ajută! Cei navigatori care sunt tineri, le doresc sănătate și... Și ce să aleagă, punte sau mașină? Șef mecanic sau comandant? Ce doresc? Eu dacă mi-am făcut la mașină, am stat numai în ulei și motorină. Și a fost bine? A fost bine sau nu? Da, cu capul în șantieră. Deci, prieteni, cam atât pentru acest video. Vă mulțumim pentru vizionare. Like, abonare, share dacă vă place. Mulțumim, vă salutăm!